Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Stancu și vă prezint știrile Absolut TV. Pentru început, iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Mare sărbătoare la români în fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Peste 300.000 de români își serbează onomastica la această dată. La Mioveni, Topoloveni, Câmpul Lung și în satele din zona Rucăr, argeșenii s-au adunat cu miile la focul lui Sumedru. Gospodinele au împărțit mere, nuci și covriși pentru cei mici și câte un păhărel cu vin pentru cei mari. Infractorii români au renume în Europa, au înșelat atât de multe firme că li s-a dus vestea. Marius Stoica și-a început cu dreptul mandatul la cârma echipei CS Mioveni. Mare sărbătoare la români în fiecare an, pe 26 octombrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie. Peste 300.000 de români își serbează onomastica la această dată. În biserici s-au ținut slujbe, iar cei care au trecut pragul lăcașurilor de cult au aprins câte o lumânare pentru cei trecuți în lumea de dincolo. Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, izvorătorul de miri, este pomenit în calendarul creștin ortodox la 26 octombrie. S-a născut în Tesalonic, Grecia, din părinți creștini și este ocrotitorul orașului său natal. Ziua de mare sărbătoare a fost marcată și de zecile de argeșeni care s-au strâns încă de la primele ore ale zilei în lăcașurile de cult. Aceștia s-au rugat atât pentru cei vii, cât și pentru sufletele celor adormiți. E un sfânt mare care aduce bogăție omului pe pământ, care mai trage nădejdea că mai trăim și noi mai bine față de situația care suntem, de sănătate. Astăzi toată lumea tot așa vine și pentru vii și pentru morți. Copii? Omul mort. Pentru ziua lui astăzi și mă duc să-i mai prind și eu lumânare. Pe 26 octombrie își serbează onomastica aproximativ 320.000 de persoane, dintre care peste 270.000 sunt bărbați și poartă numele de Dumitru, Mitică și Dimitrie, iar peste 38.000 sunt femei, cele mai întâlnite nume fiind Dumitra, Dumitrița, Mitra, Dumitrica, Demetra și Dumitrana. Început de săptămână cu ghinion pentru o familie din Piscani. Automobilul în care se aflau membrii acesteia, printre care și un copil de numai 3 ani, a fost lovit în plin de un tir. Cauza producerii accidentului a fost nerespectarea distanței regulamentare de către șoferul autocamionului. Cel mic a fost transportat de urgență la spitalul din Pitești, iar starea lui este stabilă. Accidentul s-a produs pe drumul național 73 care leagă municipiul Pitești de Câmpul Lung. Un automobil care circula regulamentar a fost izbit în partea din spate de un tir. Șoferul autocamionului nu a păstrat distanța regulamentară și astfel a lovit în plin Dacia Logan condusă de o tânără mamă care îl avea în spate și pe fiul ei în vârstă de numai 3 ani. Copilul a fost transportat la spitalul de urgență din Pitești, iar starea lui este stabilă. Un grav accident rutier a avut loc sâmbătă după amiază la Mioveni. Două autoturisme și o dubă au fost implicate într-o coliziune după ce șoferul celei din urmă a virat fără să se asigure și a intrat în plin într-o mașină care circula regulamentar din sens invers. Șoferul dubei, un bărbat de 49 de ani din Budea, s-a virat fără să se asigure și a intrat în plin într-un matiz care mergea regulamentar din sens opus. Autoturismul a fost proiectat într-un altul aflat în spate. A fost nevoie de intervenția descarcerării pentru a scoate din mașină cele două persoane aflate în matiz. Bărbatul de 30 de ani și tânăra de lângă el de 22 de ani au fost duși de urgență la spital. Fata era în stare gravă cu ruptură la rinichi și a intrat imediat în operație. Șoferului vinovat i s-a întocmit dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă. Ziua Armatei a fost marcată la Pitești printr-o manifestare deosebită prilejuită de depunerea jurământului de către absolvenții Școlii Militare de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre. La evenimentul ce a avut loc în centrul municipiului au participat familiile militarilor, dar și oficialități locale și naționale.
Ziua de 25 octombrie 1944 semnifică data eliberării totale a teritoriului național de sub ocupația hortisto-fascistă. Ziua armatei a fost marcată la Pitești printr-o manifestare deosebită, depunerea jurământului de către absolvenții școlii militare de maestri militari și subofițeri a forțelor terestre Basarab I. Deci, la drapel, pentru noi înainte, prezentați... Rostiți după mine. Eu jur credință patriei mele România. Jur credință patriei mele România. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Jur să respect Constituția, legile țării și regulamentele militare. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Așa să-mi ajute Dumnezeu. La această acțiune au fost prezenți și câțiva veterani de război, cu atât mai mult cu cât anul 2015 l-a fost dedicat. Au depus jurământul militar 173 de elevi de la programul de studii post-liceale cu durata de 2 ani, formare maestri militari, împărțiți astfel 130 de elevi din Ministerul Apărării Naționale, 13 elevi din Administrația Națională a Penitenciarelor și 30 de elevi din Ministerul Afacerilor Interne. La ceremonie a participat secretarul de stat din cadrul Ministerului Apărării Naționale, Otilia Sava, locțiitorul șefului statului major al forțelor terestre, generalul major dr. Ion Ungureanu, prefectul de Argeș Mihai Oprescu, vicepreședintele Consiliului Județean Argeș Dorin Mărășoiu, viceprimarul Piteștiului Laurențiu Zidaru, directorul Muzeului Județean Cornel Popescu, președintele PSD Argeș senatorul Șerban Valeca și deputatul PSD de Argeș Radu Vasilică. Să fiți mai buni decât promoțiile anterioare, acționând împotriva ignoranței, a violenței, corupției și necinstei, promovând egalitatea și armonia, toleranța și înțelepciunea, credința și umanismul, toate pentru a întări încrederea în oamenii care azi o privesc, a oamenilor de înșiși și pentru gloria forțelor terestre. Oare și gloria! Dragile militari, depunerea jurământului militar este un moment înălțător care va împărți viața voastră în viața de până acum și viața de după depunerea jurământului militar. De astăzi, nu mai sunteți doar copiii părinților voștri, sunteți membri în marea familie a armatei României. Este familia în care românii au cea mai mare încredere și pe care o iubesc cel mai mult. În cadrul evenimentului au avut loc două exerciții demonstrative, unul de autoapărare și un altul cu arme, iar în final toți cei prezenți au urmărit parada militară. După terminarea evenimentului, militarii au mers pe jos până la unitate, întorcând privirile cetățenilor. Peste 250 de membri ai Mișcării Populare au participat sâmbătă la București la Congresul Extraordinar al Partidului, în urma căruia Traian Băsescu a devenit președinte al Mișcării Populare. Fostul președinte al României a revenit în prim planul scenei politice cu o platformă intitulată România Mea. Președintele organizației județene, Cătălin Bulf, ocupă și funcția de secretar executiv în echipa lui Traian Băsescu. Traian Băsescu reintră în decor, a trecut la cârmă pe un alt vapor, un slogan pe care peste 5.000 de delegați din întreaga țară și alte 1.000 de persoane, majoritatea din diaspora, l-au afișat la Congresul Extraordinar, prin care fostul președinte al României, Traian Băsescu, a revenit în prim planul scenei politice. Partidul Mișcarea Populară s-a transformat în Mișcarea Populară cu Traian Băsescu președinte. Traian Băsescu a candidat cu moțiunea România Mea, care a și devenit programul partidului. Eugen Tomac este noul președinte executiv, iar Cristian Diaconescu și Siegfried Mureșan prin vicepreședinți. Al treilea buletin de vot este moțiunea România Mea, condusă de către liderul moțiunii, domnul Traian Băsescu. În momentul în care această moțiune va fi votată de către dumneavoastră cu vot pozitiv, ea va deveni programul politic al partidului și domnul Traian Băsescu, președintele Mișcării Populare. Traian Băsescu le-a mulțumit celor care l-au votat și a adăugat că modernizarea României trebuie să continue. Vă asigur
am și energie și dorință să continuăm procesele de modernizare a României. Și mai am o sugestie. Cei care în viața lor au fost alături de mine și încă mai simt că am vrea să fie alături de mine, să nu ezite. De oriunde s-ar afla, să vină la Mișcarea Populară. Președintele Organizației Județene Cătălin Bulf ocupă funcția de secretar executiv la nivel central, făcând parte din noua echipă a lui Traian Băsescu. În primul rând s-a schimbat partidul. Este un partid nou, de fapt este o mișcare politică nouă, la care au acces toți membrii de partid, foști membri PSD, PNL, PDL, deci toată lumea care dorește să construiască în România o țară nouă, un stat nou, pot să vină alături de noi în Mișcarea Populară. Eu sunt onorat și, dar totodată și obligat de faptul că domnul președinte Traian Băsescu m-a păstrat în echipa de dânsului. Sperăm să lucrăm mai bine ca până acum. Infractorii români au un renume în Europa. Au înșelat atât de multe firme că li s-a dus vestea. 78 de tone de aluminiu, 500 de țevi metalice, cafea solubilă, insecticide, lubrifianți și aditivi auto, toate provenind din înșelăciuni, au fost găsite și confiscate în weekend în Argeș și Dolj de polițiști în urma 11 percheziții. Valoarea produselor confiscate în urma celor 11 percheziții se ridică la aproape 1 milion de euro. Polițiștii au găsit nu doar tone de aluminiu, țevi metalice, cafea solubile, insecticide, lubrifianți și aditivi auto, ci și plăcuțe cu numere de înmatriculare, laptopuri, sticuri de memorie, precum și documente de transport false. Într-unul dintre spațiile percheziționate au găsit și o semiremorcă furată de pe teritoriul Uniunii Europene. Românii aveau firme de transport prin intermediul cărora aduceau comenzi, dar atât comenzile făcute pe bursele de transport internațional de marfă, cât și documentele de transport erau false. Marfa nu mai ajungea la destinație, ci era adusă în România, iar aici era valorificată la prețuri mai mici. La Mioveni, Topoloveni, Câmpul Lung și în satele din zona Rucăr, argeșenii s-au adunat aseară cu miile la focul lui Sumedru. Gospodinele au împărțit mere, nuci și covrici pentru cei mici și câte un păhărel cu vin pentru cei mari. Focurile aprinse noaptea de 25 spre 26 octombrie marchează începutul sezonului, iar potrivit tradiției au rolul de a proteja culturile. De focul lui Sumedru sunt legate și multe superstiții. În noaptea de 25 spre 26 octombrie, cea dinaintea sărbătorii Sfântului Dumitru, apărătorul păstorilor, tradiția cere să se ardă resturi vegetale în semn de purificare și protecție. Focul lui Sumedru a fost și anul acesta prilej de bucurie, mai ales pentru tineri și copii. La Mioveni, tradiția s-a ținut ca la carte. Aseară, gospodinele le-au oferit copiilor nuci, mere și covrigi, iar adulților veniți la foc și câte un păhărel cu vin. Pe vremuri, flăcările se aprindeau pe dealuri pentru a fi observate de la distanță. În foc se punea și tulpina unui copac tăiat din pădure ca simbol al zeului care moare și renaște în fiecare an. Focul lui Sumedru a dat de boși străboși. A dat de pomană un covrig, o eugerie, o biscuite, să strigă hai la focul lui Sumedru, să nu mă ceru puiedul. Seamănă cu ce era pe vremuri? E la fel? Aproape la fel, aproape la fel, da? Acum nu era pe timpul că nu avea, eram bătrâni, erau... Asta era să împărțea, zicea, bă, da, proste, pentru copii, pentru biscuite, dar să cânta hai la focul lui Sumedru. Mihai, ce e să coșică? Zic covrigi. Covrigi. De unde-i covrigi? Grașă la... Ha-ha, ai mai primit o napolitană! Da! Sunt acolo ne arăți și nouă ce-i sunt în sacoșică? Da! De ce avem aici? Ia spune-ne! Te uiți și-mi spui și mie? Napolitană! Un cofrigel? Mai mulți cofrigei, da? Da! Napolitane? Da! Dai și mie? Da! Îmi dai? Da! Covrigi, napolitane și multe altele! Îți place aici la focul lui Sumedru? Da! Și tu ce reprezintă? Nu. Nu știi? Ai mai fost vreodată? Da. Tu știi ce înseamnă focul lui Sumedru? Nu. Nu știi? Ai primit ceva? Da. Ce ai primit? Deci o covrici. Și unde sunt? Ai păpat? Na, ia mami. Cântă înainte, ai la focul lui Sumedru ca furalul puiedul și Maria Coțofană adună banii cu calea, dar acum nu mai cântă unul.
Unde ce nu mai cântă? Păi nu știu. De ce nu dați dumneavoastră tonul? Păi i-aș da, dar trebuie să mai fac încălzărea un pic. Atmosfera de aici este cea la care vă așteptați? De la an la an este o atmosferă mai frumoasă, de-aia am și creat această zonă de picnic, iar în această seară eu sunt cu organizarea din punct de vedere al focului, dar toate anexele, ingredientele sunt ale celor de aici din zona Racovița. Le mulțumesc, mă bucur că au venit și cei din Conțești, deci până la urmă probabil că prin acest foc al lui Sumendru și prin zona de picnic este un pas spre unificare între Conțești și Racovița. Tradiția s-a păstrat așa cum ar fi trebuit sau s-a mai pierdut așa câte ceva în decursul timpului? S-a dezvoltat pentru că tradiție la vremea respectivă erau cu mere, covrigi, ce avea fiecare. Acum s-a trecut la o etapă cu fasole, cu vază, cu cârnăciori, cu știu eu, cu oaie. Da, este foarte frumos, în primul rând, atmosfera, socializarea și într-o vreme așa frumoasă ca astăzi, oamenii au ieșit afară din casă și suntem împreună și ăsta este cel mai bine. Celor care mâine poartă numele de Dumitru, să le dea Dumnezeu ce își doresc, cu sănătate, fericire și îndeplinirea tuturor dorințelor. Iată că într-un oraș tânăr, într-un oraș industrial, tradițiile se păstrează. O tradiție de peste 2000 de ani este păstrată și în orașul Mioveni, o tradiție care înseamnă reînnoirea anului calendaristic, încheierea unui an agricol și începerea altuia nou. De 2000 de ani există acest obicei ca în ajunul Sfântului Dumitru, tinerii și oamenii comunității să se adune în jurul unui foc pentru a împărți de obicei covrigi, nuci și mere, pentru a duce un omagiu morților, dar a le cere și permisiunea ca anul care vine să fie unul mai bogat. Există superstiția ca după terminarea focului oamenii să ia tăciun din jarul focului și să îi împrăștie pe câmpuri pentru un an mai bun. De focul lui Sumedru sunt legate și anumite superstiții. Se spune că direcția în care s-a prăbușit cel mai mare lemn prezice care dintre fetele și feciorii adunați la sărbătoare se vor căsători în anul care vine. Se mai crede că dacă în zonă este belșug de nuci și gutui, se anunță o iarnă plină de zăpezi și cu geruri aspre. Însă dacă pe 26 octombrie va fi lună nouă, iarna va fi blândă și scurtă. Obiceiul focului lui Sumedru sau Sumedru, cum mai este cunoscut, se păstrează nu doar în satele din Argeș, ci și în județele Dâmbovița și Vâlcea. Se spune că focul lui Sumedru marchează începutul sezonului rece și are rolul de a proteja culturile. Consiliul Local Curtea de Argeș a dat ruinele Sânt Nicoare în administrarea Arhiepiscopiei Argeșului și Muștelului în urmă cu 12 ani. În acest timp, ruinele s-au degradat continuu, iar singura activitate pe care Arhiepiscopia a făcut-o a fost îngrădirea domeniului public din jurul monumentului. După ce Absolut TV a făcut publică ilegalitatea, Consiliul Local a chemat Arhiepiscopia să dea explicații la ședința de mâine. Domeniul public din jurul ruinelor din Curtea de Argeș este îngrădit ilegal de Arhiepiscopie, iar Arhiepiscopia, care are în administrare de 12 ani ruinele, nu a făcut nimic acolo. Vă informam săptămâna trecută. După difuzarea știrii, administrația locală de la Curtea de Argeș a luat măsuri. Noi am trimis o adresă către Arhiepiscopia Argeșului și Muștelui, prin care îi invităm la ședință să ne explice situația ruinelor Sânt Nicoară, Biserica Sfântul Nicolae Domnesc și discuții privind la viitoarele colaborări pentru aceste obiective. Astfel, mâine, la ședința ordinară a lunii octombrie a Consiliului Local Curtea de Argeș, reprezentanții Arhiepiscopiei trebuie să ofere explicații pentru faptul că nu au făcut nimic în cei 12 ani de administrare a ruinelor în afara gardului care împrejmuiește domeniul public. Două hotărâri a adoptat Consiliul Local referitor la darea în administrare a ruinelor la 2 ani, una după alta, schimbând condițiile pentru Arhiepiscopie. Conform primei hotărâri din 2002, beneficiarul dreptului de administrare era obligat să înceapă lucrările de restaurare în termen de cel mult 2 ani de la data preluării monumentului. Din ce știți dumneavoastră, s-a făcut ceva până acum acolo? Din câte știu eu, s-a încercat obținerea unor avize, nu știu în ce măsură s-au obținut, s-au pus niște schele, altceva, nu știu.
Nu s-a făcut nimic în termenul prevăzut de hotărârea de Consiliu Local Curtea de Argeș, dar 7 ani mai târziu, pe 30 aprilie 2009, același Consiliu adopta o nouă hotărâre, prin care menținea dreptul de administrare a monumentului și a terenului aferent, drept acordat episcopiei în scopul restaurării și conservării monumentului. De data aceasta, episcopia era obligată să înceapă lucrările de restaurare în termen de cel mult un an. Reprezentanții administrației locale nu cred că va veni cineva de la Arhiepiscopie la ședință, iar ruinele, important monument aflat pe lista monumentelor istorice, va reveni la Consiliul Local. Ședința ordinară a lunii octombrie a Consiliului Local Curtea de Argeș, care va avea loc marți, se anunță una de lungă durată și extrem de importantă. Pe ordinea de zi sunt 12 proiecte de hotărâri, cel mai important fiind cel referitor la adoptarea regulamentului Serviciului Public de Apă și Canalizare. Numai puțin de 12 puncte de discuție sunt pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din Curtea de Argeș. Pe 27 octombrie este programată la Curtea de Argeș întrunirea ordinară a lunii octombrie a consilierilor locali. Sunt 12 puncte pe ordinea de zi. Bineînțeles, în acestea intră și aprobarea procesului verbal al ședințelor ulterioare și capitolul diverse. Unul dintre proiectele de hotărâri care vor fi supuse aprobării consilierilor este cel referitor la regulamentul Serviciului Public de Apă și Canalizare. Care este cel mai important punct de pe ordinea de zi, în opinia noastră? În opinia mea, aprobarea regulamentului pentru funcționarea Serviciului de Apă și Canalizare pentru orașul Curtea de Argeș. Serviciul de Apă și Canalizare va reprezenta obiectul unui contract de delegare de gestiune la Curtea de Argeș. Regulamentul de organizare și funcționare al serviciului, regulament ce reprezintă caietul de sarcini al licitației pentru viitoarea delegare de gestiune, trebuie supus aprobării Consiliului Local și dezbaterii publice. Primăria Curtea de Argeș a ieșit la cumpărături. Deocamdată, municipalitatea achiziționează 7.400 de metri pătrați de teren lângă stadionul municipal la 15 euro metru pătrat. Terenul va fi folosit de micii fotbaliști din echipa de juniori a municipiului pentru antrenamente. Primăria Curtea de Argeș va cheltui peste 100.000 de euro pentru achiziția unui teren aflat lângă șoseaua de centură a municipiului. Acesta este terenul pe care municipalitatea Curtea de Argeș o să-l cumpere de la câțiva proprietari persoane private. Autoritățile locale spun că terenul este necesar pentru ca cei mici, copiii din Curtea de Argeș care practică sporturi de performanță, să aibă unde să se antreneze. Achiziția e plănuită de mai multe luni, după ce în noiembrie anul trecut Consiliul Local l-a împuternicit pe primarul Nicolae Diaconu să negocieze cu proprietarii. Terenul pe care municipalitatea îl va cumpăra este lângă stadionul municipal. Stadionul municipal din Curtea de Argeș este unul de foarte bună calitate, pentru că un om de afaceri piteștean l-a avut în administrare câțiva ani și a investit milioane de lei în gazon și în amenajarea întregului stadion. Pe acest stadion, pentru că gazonul este de cea mai bună calitate, se joacă doar meciurile oficiale, iar copiii care fac parte din echipele de fotbal din Curtea de Argeș au nevoie de un teren unde să facă antrenamentele, iar noua achiziție a primăriei Curtea de Argeș este cel mai bun loc. Dacă nu îl cumpără primăria, terenul este de nefolosit, pentru că singura cale de acces pe care o are este prin curtea stadionului municipal. Marius Stoica și-a început cu dreptul mandatul la cârma echipei CS Mioveni. Galbenverzii au obținut un rezultat de egalitate 0-0 pe terenul celor de la FC Brașov. Unul dintre cele mai importante meciuri ale rundei din Liga a doua la fotbal FC Brașov CS Mioveni s-a încheiat la egalitate, 0-0. Partida de sub tâmpa a fost de un nivel spectacular extrem de scăzut, chiar dacă gazdele au evoluat anul trecut în prima ligă, iar argeșenii au fost pe podium în eșalonul al doilea. După o perioadă cu rezultate mult sub așteptări, Mioveniul reușește să câștige un prim punct în mandatul lui Marius Stoica. Echipa oaspete a jucat în formula Croitorul Toriște, Calvin, Bogdan Stoica, Edi Stoica, Năstăsie, Mârzeanu, Ali Popa, Aiza, Florescu, Nilă. Au mai evoluat Mazilu, Neacșu și Biceanu. În runda următoare, CS Mioveni va primi vizita unei nou promovate, FC Baia Mare. Băimărenii au avut un parcurs de excepție și conduc ostilitățile în această serie a ligii secunde. CSM Pitești a obținut al treilea succes consecutiv în Liga a treia la fotbal de când echipa a fost preluată de Schumacher. Sâmbătă, piteștenii au dispus cu 3-0 de FC Aninoasa.
Constantin Schumacher a reușit să aducă echipa SCM Pitești la un nivel mult mai bun, ținând cont că a obținut sâmbătă al treilea succes consecutiv în campionat. Piteștenii au dispus cu 3-0 de FC Alinoasa într-un meci în care oaspeții au rezistat doar 45 de minute. După pauză, gazdele au reușit să înscrie de 3 ori prin Neagoie, Ștefănescu și Cârstea. În această rundă, echipele FC Olt și CSA Fumați au pierdut, astfel că Piteștiul se află acum la doar 7 puncte de prima poziție, ocupată acum de CND Nicu Golescu Câmpul Lung. În următoarea etapă, SCM Pitești va juca în deplasare cu CS Podari. Victorie muncii de la Mediaș, BCMU Pitești a învins cu 114-92 pe Gazmetan Mediaș în Liga Națională de Basket Masculin. Cele mai multe puncte pentru argeșeni le-a înscris americanul Ross, 24. BCMU Pitești depășește pentru a doua oară consecutiv granița celor 100 de puncte marcate într-o confruntare disputată pe teren străin. Piteștenii au câștigat la Mediaș cu 114-93, pe sferturi 23-35, 30-24, 25-27 și 14-28. Echipa pregătită de sârbul Arsic a dominat partida încă de la început, adjudecându-și 3 dintre sferturile acestei confruntări. Americanul Ros a înscris 24 de puncte și alături de ceilalți coechipieri au adus Piteștiului cea de-a treia victorie consecutivă din Liga Națională de Basket Masculin. Următorul meci este programat miercuri de la orele 18 la Sala Sporturilor din Sibiu. Marți în Argeș vremea va fi ușor mai rece decât în mod normal pentru această perioadă, iar cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 10 și 14 grade și cele minime între minus 1 și 4 grade. Mai ales dimineața și noaptea, izolat în zonele joase de relief, va fi ceață și brumă. La munte vremea va fi predominant frumoasă, cerul va fi variabil cu unorări trecătoare. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. Temperatura aerului nu va avea variații semnificative față de intervalul anterior, valorile situându-se în jurul celor normale specifice perioadei. Și domnilor, acestea au fost știrile Absolut TV. Nu uitați, în fiecare zi ne puteți urmări și pe site-ul nostru absoluttv.ro. Pentru a ne semna la evenimente ne puteți contacta la numărul de telefon 0348 730 90. Eu sunt Cristina Stancu, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!